Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan și următoarele minute vă invit să vizionați o emisiune axată pe activitatea Apă Canal Chișinău, despre prețurile pe care urmează să le achităm noi, despre diferența dintre facturi și datele contorului și tot ce ține despre activitatea acestei instituții. Acest subiect vom încerca să-l discutăm împreună cu Ruslan Surugiu, reprezentant ProEnergy. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Sergiu Tofilat, reprezentant ASP. Bună seara! Bună seara! Domnule Surugiu, pentru început vreau să punem în discuție un aspect foarte controversat și în același timp foarte răspândit. De ce atunci când primim factura pentru apă constatăm că de fapt este o altă sumă decât ne indică contorul nostru? Această temă are deja barbă, să spunem așa, deci contoarele individuale au început să fie folosite încă în anii 90, să fie instalate. Și problema aceasta cu diferență între ce arată contorul individual în fiecare apartament și ce este facturat de fapt fiecare consumator ține de faptul că contoarele au o anumită, sau contoarele care sunt folosite la contorizare individuală au o marjă de eroare. Și această marjă de eroare este reflectată în contorul comun care este instalat la nivel de casă. Acel contor în baza căruia se folosește pentru facturarea consumului pe casa respectivă. Deci Apă Canal nu are contracte cu fiecare consumator în parte, ci are contract cu gestionarul clădirii, care au limita de separare a proprietății și respectiv a facturării, contorul cel comun. Deci, de ce apare această diferență? Este că aceste contoare, după cum am spus mai sus, au anumită eroare în evidență, mică, dar oricum există, și au fost acceptate spre utilizare contoare și de clasa C, așa numită, care au această eroare chiar mai mare, și nu au fost o cerință foarte clară față de consumatori sau față de cei care comercializează acele contoare ca să fie de o anumită categorie, categoria A, care nu duce la aceste devieri. Și aici deja se fac vinovați cei care au acceptat, de fapt, spre comercializare aceste contoare de clasa C. Cineva a făcut bani nu răi pe această afacere și acum consumatorii au nimerit în situația când, de fapt, ei au fost cu bună intenție să-și contorizeze foarte clar și corect consumul, dar până la urmă, oricum, sunt aceia care au de plătit încă o diferență. Domnule Tofilat, Apă Canal este cel care trebuie să instaleze aceste contoare în fiecare apartament al nostru? Deci, ca să dezvolt un pic tema care a luat-o Ruslan, problema asta este de mult cu evidența consumurilor și, deci, pur tehnic, este contorul care se instalează la intrarea în bloc, la punctul de delimitare, și sunt contoarele individuale la fiecare locuitor din blocul respectiv. Acum, dacă sumăm consumul la toți locuitorii și îl comparăm cu ceea ce arată contorul ăsta care e pe bloc, există diferență. Și această diferență, de regulă, se raportează sau Apă Canal cere spre achitare această diferență de la MGF-uri, întreprinderile municipale de gestiune fondului locativ sau de la asociațiile de bloc. Și atunci ele automat nimeresc în factură la fiecare din locuitori. Acum, MGF-urile astea, ele sunt în, am să zic, în componența Consiliului Municipal și este o problemă legală cum se organizează juridic aceasta, care este forma normală de organizare ca aceste instituții să fie eficiente. Acum vedem că în 2014, m-am uitat în raportul de activitate Apă Canal, o datorie de peste 100 ceva de milioane de lei, pur și simplu a fost casată, a fost ștearsă din bilanț pentru că Apă Canal nu poate recupera acești bani de la MGF-uri. Ce este problema asta? Noi, fiecare dintre noi am fost martori cel puțin a unei scene atunci când au loc scurgeri pe stradă și așa mai departe. Discuțiile sunt interminabile la acest aspect. Cine suportă cheltuielile din rețea și aceste avarii? Așa, deci la noi în Chișinău, din cauza că nu s-au făcut investiții în infrastructură, în rețele,
Ele pur și simplu s-au degradat și noi avem aproape 40% pierderi de apă din volumul care este livrat de apă canal. 40% sunt pierderi. În țările dezvoltate, pierderile sunt de 3 ori mai mici. Bun, asta e nivelul critic, maxim admisibil de pierderi. Sunt de 3 ori mai mici, dar noi trăim bine, mersi. Deci aici sunt necesare investiții, în primul rând. Evident că aceste pierderi se calculează și se includ în tarif și le achităm noi până la urmă. Dar problema este că sunt necesare finanțe pentru a investi în calitatea rețelelor, ca să nu avem aceste avarii permanente. Noi se fac peste 8 reparații pe an la kilometru de rețea, ceea ce este mult peste norma din alte țări. Da. Domnule Surcea, vă rog. Eu aș vrea să spun că deci, consumatorii, într-adevăr, sunt acei care pierdanți în situația aceasta și sunt câțiva factori care influențează la că ei sunt pierdanți. Deci, prima este la nivelul de clădire, unde, într-adevăr, avem această sumă totală a tuturor contoarelor, în cazul când este 100% contorizat, dar sunt cazuri când nu toți locuitorii au contoare. Și atunci, deci, aceia sunt facturați în baza unei normative de consum de 9 metri cubi de locatar. Deci, în cazul în care în blocul respectiv, deci un factor este că contoarele acestea individuale nu au o anumită eroare. Mai sunt cazuri când unii din locatari pur și simplu fură apa. Deci că blochează contorul. Da, și atunci consumul cel care nu este contorizat individual la respectivul consumator, el se distribuie la toți ceilalți. Și aici, la ce s-a referit Sergiu foarte corect, sunt aceste pierderi în interiorul, să spunem, blocurilor, pe care MGFL-urile, în cazul dat, nu le pot recupera. Dar de ce? Pentru că ei nu lucrează, de fapt, cu consumatorii ca să depisteze unde sunt fraude, da, pe consum, unde nu sunt folosite corect contoarele de apă, pentru că aceeași cum sunt poziționate contoarele de apă și aceasta dă, deci, o anumită eroare la contorizare. Deci sunt multe momente tehnice pe care gestionarul trebuie să le investigheze, să le gestioneze, să le rezolve. Ceea ce se întâmplă pe străzi, de fiecare dată noi când vedem că pe stradă, da, se umplă cu apă, operatorul spune că aceasta nu va afecta într-un fel consumatorii. Să-mi demonstreze operatorul cum lucrul ăsta îl face, deci cantitatea aceea de apă care a curs, cum o contorizează el ca să scoată din costurile lor a companiei, adică care nu le merge la facturare, și atunci noi să fim siguri că acele cheltuieli care au fost pentru scurgere nu sunt puse în facturare. Deci lucrul ăsta nu se întâmplă. Deci toată apa care este pompată din Nistru sau din alte surse de apă, ea este facturată într-un final la consumator. Și atunci când apă canal vine cu cereri de majorare a tarifelor la apă, deci ea normal că include și aceste pierderi care sunt pe rețele. Domnule Tofilat, ceva mai devreme spuneați despre această datorie pe care o are apă canal. Apare o întrebare firească. Vorbim despre un management defectuos sau vorbim despre un preț a unui metru cub de apă mult prea jos și ceea ce nu permite achitarea sau atingerea celor cheltuieli care au fost realizate? Deci nu este o datorie a apă canalului, deci nu e dator apă canal cuiva. Este problema că administratorii de blocuri datorează apă canal, aceste sume. Și aici e problema să vedem cine sunt acești administratori de blocuri, care e forma juridică de organizare, pentru că oamenii achită pentru deservirea blocului, pentru curățenie, pentru reparații, pentru tot felul de alte utilități, dar cine duce evidența, cine duce contabilitatea, cine face raportarea, cine verifică cum sunt gestionați acești bani, deci aici este problema. Și lucrul ăsta, cât din păcate, nu este rezolvat. Cât de apă care are o anumită valoare? Da. În ce măsură este justificat? Ca să mă gândesc, pentru că e foarte important. Spuneți. Dacă noi nu rezolvăm problema asta cu administrarea normală a blocurilor, se blochează proiectul de eficientizare, de izolare termică a clădirilor, despre care ne spune primarul general, cu investiții de peste 500 milioane de euro.
cu cine se va perfecta contractul de investiții? Cine va primi din concret blocul respectiv? Cine este administrator și cine contractează și raportează cum s-a cheltuit banii? Sau... Deci aici este o problemă. Prețul, 1 metru cub. Acum, prețul este legea 303 care prevede care sunt responsabilitățile, cine stabilește tariful la apă. Deci, legal, operatorul face un plan al cheltuielilor pentru un an de zile. Da? Planifică ce tipuri de servicii o să facă, care cheltuieli, care salariile, care serviciile de reparație și așa mai departe. Cu devizul ăsta de cheltuieli, cu planul, vine la ANRE. ANRE avizează, timp de 30 de zile este obligat să avizeze. După aia, decizia de aprobare a tarifului o ia Consiliul Local. Timp de 60 de zile. Dacă Consiliul nu face lucrul ăsta, operatorul poate să adreseze din nou la ANRE și ANRE timp de 15 zile aprobă tariful și publică monitor oficial. Consiliile au dreptul să delegheze atribuția de stabilire a tarifului la ANRE. Este prevăzut și așa lucru în legea asta, 303. Acum, dacă să vorbim care este principiul, deci în afară de stabilirea tarifului, da, tu îi planifici operatorului câți bani el trebuie să cheltuie timp de un an. Evident că planul și cu factul niciodată nu coincid. Exact. Și aici trebuie să vii și să controlezi da, cât de eficient au fost cheltuiți acești bani. Dacă el a valorificat aceste investiții care trebuiau să fie făcute, dacă a procurat bunurile, serviciile la preț de piață, nu la prețuri de 2-3 ori mai mari cu intermediari. Vedem și acel scandal care a fost la acum vreo 3 luni în urmă, la sfârșitul verii, când da, erau procurate aparate de cafea de 85.000 de lei. De... Da, deci este vorba nu doar de stabilirea tarifului astfel încât să acopere toate costurile, da? Ca firma să nu, în întreprinderea să nu înregistreze datorii față de furnizori, dar și să controlezi cum Apa Canal a cheltuit acești bani. Păi aici, ar fi... Și aici problema asta e peste tot în sectorul energetic, nu e vorba numai de Apa Canal. Aici, și la operatorii de energie aici, și la Apa Canal, în situația Chișinăului, da, municipiul Chișinău, Apa Canal este proprietarea în totalitatea Consiliului Municipal. Deci Consiliul Municipal este, într-un fel, proprietarul. Adică noi toți... Acționarul. Deci, da, este acționarul acestei companii. Și este responsabil de faptul cum este gestionat de fapt această companie. Este Consiliul de Administrare a Apa Canal, unde Consiliul Municipal are reprezentanții săi și Consiliul de Administrare are o sarcină directă de a supraveghea calitatea managementului acestei companii. Eu până în prezent, de fapt n-am văzut o inițiativă a acționarului de bază, care este Consiliul Municipal, să vină cu o cerere de a face un audit la această companie, și nu doar financiar, dar și operațional, să vadă cât de calitativ activează această companie, cât de justificate sunt cheltuielile care sunt raportate de an de an, care sunt luate în calcul pentru calcularea tarifelor și câte inovații și pe linie de management și pe linie de tehnologic sunt aplicate în această companie. Eu vă spun o scurtă istorie de colaborarea mea de pe timpuri cu Apa Canal. Deci am avut fericită ocazie să merg la training la o companie, să nu fac publicitate, în Germania, unul din cei mai mari producători de echipament de depistare a scurgerilor de apă în rețele, de monitorizare a rețelelor de apă și așa mai departe. Deci compania s-a arătat foarte deschisă de ca orice companie, da, deschisă pre colaborare cu diferite companii, inclusiv și din Republica Moldova. Și atunci când m-am adresat la domnul Becciv și am spus că uitați-vă că este deschidere de partea companiei, într-un fel ei pot să facă legătură cu dumneavoastră, eu n-am avut niciun interes comercial în lucrul ăsta, pur și simplu am relatat despre acest fapt cu gândul că poate nu cunosc toate inovațiile din domeniu, la care am primit un răspuns, un spus foarte sec, că noi deja avem echipamente pentru depistarea scurgerilor. Deci echipamentul respectiv în ce constă? Că operatorul, care este doar o persoană care cu o mașină a companiei, unde apare o scurgere, merge cu un aparat foarte portabil, foarte ușor, și el depistează până la o precizie de un metru unde este scurgerea. Și iată, a trecut mai mult de 10 ani de zile
Deci eu nu am văzut nicăieri o utilizare la asemenea echipament care să depisteze până la un metru. Deci lumea cred că a circulat în țări civilizate și vede că când se lucrează la rețele nu se sapă 100 de metri ca să depisteze unde este rețeaua. Sau mai mult ca atât. Deci la noi scurgerea în rețea se depistează atunci când apa deja iese la suprafață. Exact. Iar ce se întâmplă sub pământ, în rețele acestea subterane, cred că ne-am pune mâinile în cap dacă am ști realitatea. Deci cele 40% ele nu ies la suprafață, majoritatea. Ele prin rețele se pierd. Și atunci când se face o diagnostică a rețelilor, iată ce spun, da? Deci echipamente nu doar de pistare, dar se instalează echipamente care duc în timp real, se vede unde sunt scurgeri, că se poți depista adică scurgerile în rețele. Deci compania nu a arătat niciun interes față de utilizarea asemenea tehnologii. Eu explicația logică în asemenea atitudine și asemenea irresponsabilitate o văd în faptul că de fapt companiei convine faptul că are unde da la pierderi. Și acolo sacul acela care nu mi-a dat de capăt fără fund și unde pot să dai că da, noi avem pierderi mari, că vă rog acceptați-ne, asta e realitatea, deci noi nu putem face nimic și tot motivații de genul acesta. Deci intervenții, asta corect, cheltuieli. Da, și permanent avem intervenții, avem pierderi, avem, deci înțelegeți, este o apă tulbure unde normal că gestiona managementul companiei poate să dea la sub categoria de cheltuieli neprevăzute, cheltuieli pe care nu poți le eviți an de an și an de an, care normal că trebuie reflectate în tarife. Deci aș vrea să văd că noua conducere a AppCanal va aplica noi tehnologii din domeniu, într-adevăr, pentru a depista, a elimina în timp record orice scurgere care au în rețea și atunci procentul de care a vorbit mai sus Sergiu, da? Să nu fie de 40%, dar să fie cu mult mai jos, cum a spus în alte deci companie din Germania ne-a spus următoarea statistică. În companii unde se duce corect, deci se gestionează corect rețelele, deci deci este imposibil de a evita scurgerile, dar un procent de la 8 până la 14% este realizabil. Și iată, aici este unde de lucrat foarte mult la AppCanal și sunt sigur că când va scoate cele 30% pierderi care e posibil de a fi scoase prin măsuri destul de simple, spunem așa, cu cheltuieli nu foarte mari, atunci eu sunt sigur că nu se va discuta nici despre cea majorare de tarife sau pe o perioadă mai îndelungată, noi vom fi siguri că nu va fi cazul de majorarea tarifei. Da, întrebarea e, da pentru ce? Care e interesul lor să facă lucrul ăsta? Deci, domnule Tofilat, avem și rapoarte de audit. Cine vorbesc acestea? Nu știu unde aveți rapoarte de audit, eu nu le-am văzut. Eu special am intrat pe site-ul primăriei. Sau ar trebui să avem, haideți reformulez atunci. Da, exact. Am intrat special și pe site-ul primăriei și pe site-ul AppCanal. Mi-era interesant să văd un raport de activitate, să văd un raport financiar, care sunt cheltuielile, care sunt, nu știu, pierderile, mă rog, care e structura tarifului și componente sunt acolo, ca să-mi dau seama totuși încotro ne mișcăm cu cât s-ar putea. Lucrurile astea nu sunt publice. Tot ce am găsit este un raport așa pe 4 pagini cu text și practic nimic interesant pe site-ul primăriei pentru perioada iunie 2013-iunie 2014. Da? Orice organizație care sistemează, mai ales întreprindere municipală care prestează un serviciu public, trebuie să aibă toată informația plasată pe site. Da? Ca oricine dorește, se poate accesa, se poate deschide, se poate formula întrebări, se poate face niște concluzii, se facă niște studii, analize, lucrul ăsta nu e public. Da, dar în nu perioada mai vorbesc de audit. Asta în perioada anilor 2013-2015 avem dotarea mobilierului cu tehnică de 700 de mii de lei și avem încă 15 mii pentru fotolii, 50 de mii pentru televizor și așa mai departe. Și întrebare simplu, Consiliul Municipal numește oameni în conducere la AppCanal. Deci, Consiliul delegează persoane care să verifice cum se gestionează întreprinderea. Păi trebuie să fie
aceste persoane atrase la, chemate la raport, stai, dar de seama, dar de unde s-au luat aceste încălcări, cine e responsabil? Nu e suficient doar să le depistezi, spui, da, ia, ți-a luat un aparat de cafea de 85.000 de lei sau semnat niște contracte cu... Dubioase. Da, cu niște companii de-a rudilor, de-a prietenilor. Nu, dragii mei, banii trebuie recuperați. Iar aceste cheltuieli nejustificate, ele nu se includ în tarif. De ce eu trebuie să le achit? Dacă ele nu sunt în favoarea consumatorului. Un telespectator ne-a întrebat dacă Apa Canal poate fi atacată în instanță pentru încălcarea legii cu privire la protecția consumatorului. Există temei din... Cum am putea să interpretăm această... O problemă mai, zicem așa, de ordin legal. Da. Deci noi avem ANRE-ul care, pe lângă faptul că stabilește tarifele, mai face și protecția consumatorului, și avem aparte Agenția de Protecție a Consumatorului, care după lege nu are atribuții să facă lucrul ăsta. Deci se bat practic cap în cap acolo aceste niște prevederi legale. Da. În mod normal, tot ce ține de protecția drepturilor consumatorilor trebuie să fie scos de sub incidență, din funcțiile ANRE-ului și transferat la Agenția de protecția consumatorului, dar în afară de asta trebuie să te convingi că acolo, la Agenția de protecție a drepturilor consumatorului, tu ai specialiști care cunosc domeniul de reglementare și pe energie, și pe gaze, și pe apă, și ei pot face, într-adevăr, pot ajuta consumatorii. Dacă tu nu faci lucrul ăsta, ok, tu dai niște atribuții agenției, dar nu ai specialiști acolo. La ANRE sunt specialiști și pot să fac lucrul ăsta, dar aici e un fel de... Tot arbitru este și vicios, avocat, da, și aici nu prea se leagă. Mai este un moment care probabil că consumatorii care adresează întrebările astea nu le va plăcea. Presupun, nu cunosc cine este cazul concret, dar în cazul clădirilor multietajate, cu multe apartamente, deci fiecare proprietar a apartamentului, el de fapt nu este consumator în relație cu Apa Canal. Consumatorul este gestionarul. Și atunci, dacă un consumator dorește să acționeze Apa Canal în judecat pentru o anumită, deci, neregulă, el lucrul ăsta trebuie să-l facă prin intermediul asociației de locatari sau este întreprindere municipală gestionarea fondului locativ și așa mai departe. Deci, administratorul de bloc. Da, administratorul de bloc. În cazul în care el are contract direct cu Apa Canal și are aceste relații contractuale, atunci el, da, este posibil de a ataca Apa Canal în instanță, deci în primul rând să depună plângerile la agenție și după aceea, deci poți să pleci să atenteze și în instanță. Dar să cunoască cei care sunt proprietari de apartamente că ei nu au relații contractuale cu Apa Canal. Sau eu nu cunosc asemenea cazuri când în blocuri multietajate să fie contracte de astea individuale, adică fiecare apartament să aibă contract cu Apa Canal. Pregătindu-mă pentru această emisiune, am găsit o idee pe care îmi permiteți să o citez. Tot Hertz a descoperit faptul că unele fântâni artiziene din municipiul Chișinău sunt exploatate de câțiva agenții economici care vând apa unor consumatori la preț cel puțin dublu. Cum poate fi explicat chestiile astea? Vorbeam ceva mai devreme că gestionarul sau proprietarul, luat în ghilimele ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, este Consiliul Municipal. Cum se întâmplă că avem fântâni artiziene care sunt exploatate? Da, iarăși ne întoarcem la administrația întreprinderii, care de fapt este responsabilă de patrimoniu, de tot ce are întreprinderea la balanța sa și cum aceste bunuri sunt utilizate, cum sunt exploatate. Ok, aici se face foarte simplu, se angajează o companie de audit sau și mai bine se efectuează o revizie și se depistează toate aceste încălcări, se pun pe masă, documentele se transmit la organele de anchetă ca persoana care a comis încălcarea să răspundă și banii să fie recuperați. Nu pur și simplu am spus la camere că iată, acolo s-au făcut fraude și mai bun, mai departe ce să faci, mine asta puțin mă încălzește. Vreau să văd care este decizia de judecat, persoana aceea să întoarcă banii, să răspundă pentru ce a făcut. Eu aș vrea să atrag atenția un pic la probleme care sunt mai de termen lung, dar sunt prezintă anumite riscuri pentru activitatea Apa Canal. Primul lucru, 98% din apa care curge la noi în robinet vine din râul Nistru.
Deci noi avem practic unic, o singură sursă de aprovizionare a capitalei cu apă. Și problema asta a fost expusă într-un studiu făcut în noiembrie 2012. Că noi trebuie să ne concentrăm efortul pe diversificarea surselor de apă, să facem sonde, să găsim ape subterane ca să putem avea o alternativă, pentru că vedem ce se face vara asta. Da, a fost foarte mediatizat. Nivelul apei în Râul Nistru a scăzut sub 9 metri. Deci dacă el ajungea la 8 metri jumate și mai puțin, noi efectiv rămâneam fără apă, pentru că pompele de la apă canal care sunt în Nistru, ele nu mai ajung deja la apă și noi rămâneam fără apă. Deci este un risc la care, din păcate, nu știu, apă canal spune că a adresat numeroase petiții și la autoritățile centrale, la Ministerul Mediului, la guvern, la primărie, dar nimeni nu se ocupă de problema asta. Ok, trebuie niște finanțare, noi vedem că s-a semnat un contract investițional cu Berdo, cu BIU încă în 2013, acum 3 ani de zile. Primăria în 2014 a garantat acest contract, e vorba de investiții de vreo 60 milioane de euro. Sunt și elemente de grant, dar acolo sunt niște condiții că autoritățile trebuie, și aici când zic autoritățile, ANRE-ul și primăria, trebuie să respecte legislația și să ajusteze la timp tarifele ca ele să acopere costurile. Bun, iarăși privim un pic mai din ansamblu situația asta și pe domeniul cisenii de apă și canalizare și pe domeniul energetic. Toți partenerii externi spun că trebuie să ajustăm tarifele la costurile reale. Bun, dar de ce nu se pune accentul? Dar haideți să intrăm în esență, să vedem cum s-au gestionat acești bani. Eu vreau să știu. Până acum. Da, unde, cine și cum a cheltuit banul care îl plătesc eu în fiecare lună. Lucrul ăsta nu se face, se trece cu vederea și asta mine mă deranjează. Da, spune de întors la întrebarea telespectatorului și cu fântânile artezene, da? Da. Și de făcut o paralelă cu cazul acesta care deja a făcut zarvă în municipiu, cu mirosul, da? Până la urmă s-a depistat că asta a fost de la o fabrică de băuturi alcoolice care ducea acolo deșeurile, nefiind prelucrate și așa mai departe. Deci asta este o înțelegere obscură între managementul companiei cu interes financiar, desigur, care a dus la crearea unei probleme. Și bine că problema asta a mirosit urât și a fost depistată, da? Și atât acum așteptăm desfășurarea anchetei, să vedem cine s-a făcut vinovat, cu cât e vinovat și așa mai departe. Deci, când vorbim despre faptul că avem această dependență de unică sursă, după cum se vede, mai sunt surse, fântâni arteziene pe teritoriul municipiului Chișinău, care normal trebuie să fie folosite pentru aprovizionarea orașului cu apă, dar la moment ele sunt folosite pentru alte scopuri. Nu exclud că și în cazul dat este o anumită înțelegere acolo tacită de închiderea ochilor la faptul că sunt folosite aceste surse de către careva agenți economici în scopuri comerciale. Iar pe de altă parte ne plângem că iată râul seacă și de grabă noi rămânem fără apă. Deci eu cred că aici este o întrebare destul de complexă, care la prima vedere cred că și-ar găsi anumite soluții în cazul în care se dorește lucrul ăsta. Dar atâta timp cât toată istoria aceasta o ținem după cortină, nu dăm voie la nimeni să intre aici pe teritoriul nostru, să afle ce se întâmplă aici, pentru că AppCanal de fapt este o întreprindere foarte închisă. Foarte corect a menționat și Sergiu că pe site-ul companiei practic nu găsești informații pe care o poți analiza ca un expert să înțelegi ce se întâmplă acolo, ce să le reproșezi, și atunci din momentul când ei ar deveni mai deschiși, cu interes de a face claritate în toată situația ce se întâmplă în acest sector, atunci cred că se vor găsi soluții la întrebările sau problemele care le ridică. Eu vroiam, de fapt, să revenim la conducerea Apă Canal și, de fapt, noul director spunea că a sesizat Centrul Național Anticorupție privind unele încălcări pe care le-a descoperit doamna Herța la întreprinderea pe care o conduce. Haideți să privim real lucrurile. Cine ar trebui să ocupe și în ce măsură este real ca acești bani să fie returnați? Domnule Tufilat. Bun, până la urmă totul depinde sau
rezultatele activității unei întreprinderi nu depind de legi, de regulamente, de într-o măsură mai mică, depinde totul de oameni. Când ai oameni calitativi, ei dacă văd o problemă legii, vin și o propun în Parlamentul să o schimbe. Aduc așa ca un exemplu. Ceea ce ține de investigarea fraudelor, noi avem instituțiile de anchetă, CNA-ul și Procuratura. Noi avem și instanțele de judecată, unde noi tare bine știm cum se rezolvă dilemele când vine cineva cu plicul și, sau primește indicații undeva. Nu zic totalmente este deplorabilă situația, dar în mare parte nu se face nimic. Noi avem situații mult mai tensionate, am să spun, cu Moldova Gazul, cu hotărârile Anreului, cele patru încă din 2012, cu 243 de milioane de lei și nici până în ziua de azi nimic nu s-a făcut. Deci ce s-ar soluționa în cazul ăsta? Nu cred. Eu aș vrea... Da, vă rog. Și după aceea revenim la o cifră foarte interesantă dată de doamna Herța cu 925 de kilograme de vopsea, cea mai nouă. Eu aș vrea ca noua conducere a AP Canal, care nu știu, e permanent sau nu permanent, pe termen lung sau nu pe termen lung, să arate că într-adevăr ține la interesul consumatorilor și nu se ocupă doar de săpatul la acele gafe care au făcut, suntem siguri că acolo s-au făcut multe gafe de genul ăsta și sperăm că ele vor fi elucidate și scoase la suprafață, dar totodată să vină cu acțiuni mult mai concrete și mai benefice pentru consumatori, cu proiecte investiționale care aduce la eficientizarea acestei companii, la reducerea de pierderi, la îmbunătățirea managementului acestei companii și atunci să se ocupe, cum am spus, nu doar pe investigarea activității de până acum a fostei conduceri, dar și cu activități pozitive față de întreprinderi și respectiv față de consumatori. Ca să înțeleagă telespectatorii, nu ce e că apăr fosta conducere, nu, din contră, deci trebuie totul scos la suprafață și cei care se fac pasibili unui pedepse anumite, inclusiv cu recuperarea acelor pagube neapărat trebuie pus în funcțiune acest mecanism, dar vrem și anumite pași concreți de dezvoltare. Domnule, da, și aici cred că un lucru foarte important. Când deschizi site-ul la orice companie străină, vezi în primul rând, în fiecare an, raportul de activitate, vezi raportul financiar și raportul de audit, că a fost cineva și a verificat activitatea întreprinderii. Fix același lucru am vrea să-l vedem la toate întreprinderile municipale. Și nu-i vorba numai de apă canal sau de piața centrală sau de apă. În special că sunt municipale, că ceea ce spune Sergiu, asta se reflectă și la, în cazul companiilor private, care țin la imaginea lor, țin la consumatorii lor, țin la partenerii lor. Pentru asta, serviciul public. Asta arată calitatea activităților. Iar noi vorbim despre o companie municipală care în totalitate este proprietatea noastră tuturor și ei țin totul în secret. Domnilor invitați, pentru mine a fost o chestie interesantă atunci când doamna Herța, chiar în ședința primăriei, a spus că a fost procurate în 2015 925 de kilograme de vopsea, cer scuze. Aceste cumpărări au fost oarecum dubioase, nu au fost necesară de această vopsea și tot în acest context dumneavoastră spunea că ea ar fi fost de ajuns pentru a vopsi Bulevardul Ștefan cel Mare și Constantin Negruție de două ori. Pornesc de la faptul ăsta pentru că bănuiesc și alte nereguli au fost depistate. Fosta conducere nu a fost în vizorul niciunui sau a primăriei, pornim de aici pentru că spuneam mai devreme, primăria este cea care trebuie să fie cu ochii pe ei. Cum se admit? Cum se ajung în asemenea situații? Probabil se întreabă fiecare telespectator. Bun, lucrurile stau destul de simplu. Întreprinderea AP Canal. Acționarul principal este Consiliul Municipal Chișinău. Consiliul numește persoane care gestionează, conduc această întreprindere. Păi tu i-ai numit, tu ieși, îi cheamă la raport și vezi, oameni buni, iată, au trecut un an, ce rezultate aveți voi? Cum ați cheltuit banii? Angajezi o companie de audit sau, nu știu, formezi un grup de specialiști în domeniu care pot face controlul activității, o revizie, un audit, ca să vadă dacă banii s-au cheltuit eficient, dacă nu sunt contracte cu
interes ascuns, dacă nu sunt majorări de prețuri când e procurat aceeași vopsea, adică să vadă că banii au fost cheltuiți eficient. Dacă tu nu faci lucrul ăsta, deja apar întrebări, dar de ce? Deci ai careva interese, ori pur și simplu nu te duci mintea și capul. Atunci la ce bun mai vii în administrare publică dacă nu știi cum să gestionezi, evident. Prin alte cuvinte, este o atitudine... Trebuie să angajeze persoane care, în primul rând, să administreze corect întreprinderea și, în al doilea rând, trebuie să angajeze companii de audit să verifice care sunt rezultatele activității. Prin alte cuvinte, deci este o calitate dezastruoasă din partea primăriei și a Consiliului Municipal, a responsabililor din partea Consiliului Municipal, care au avut responsabilitatea de a gestiona aceasta sau supraveghea calitatea managementului acestei întreprinderi. Asta e toată concluzia. Să nu uităm că până în 2015, Consiliul Municipal era așa o anexă la primărie, am să-i spun, și mai ales la primarul general, și doar ridica mânuțul atunci când îi spunea că trebuie să voteze ceva și atât. Deci Consiliul Municipal nu exista, el era doar pe hârtie. Toate întrebările se hotărau în birou. Tocmai vroiam să ajung în albia menționată de dumneavoastră. Nouă consumatorilor, dar și reprezentanților media, ne creează impresia uneori că doamna Herța este pusă a scoate în veleag ceea ce a realizat incorrect domnul Becciev. E așa sau nu? Pentru că până la urmă criteriul bănuiesc cel politic își spune cuvântul aici. Ok, aici întrebarea e simplă. Dacă tu ai angajat un manager nou, care este scopul? El să vadă care au fost problemele conducerii precedente? Ok, angajați aparte o companie de audit și lasă să facă verificările și să facă un raport final că s-a încălcat asta, 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 care e suma prejudiciului, ai transmis actele la procuratură și lucrezi mai departe. Da. Tu angajezi un manager nou că el să gestioneze activitatea întreprinderii. El trebuie să cunoască care sunt problemele, să vadă care sunt căile de soluționare și să înceapă să miște în direcția aceea, nu doar să ne spună în fel și chip că iată, asta a fost rău și asta a fost rău. Lăsăm trecutul și ne uităm în viitor. Da. Eu cred că dacă aceasta este o miză politică, n-au păreat pe ce trebuie. Pentru că aceasta se va întoarce cu un bumerang asupra și primarul general și respectiv apeleului, pentru că vina pentru această gestionare dezastroasă, în concret a apei canal, o poartă până la urmă primarul general. S-a spus foarte bine că, într-adevăr, Consiliul Municipal de până precedentul, în timpul cărui s-au făcut toate aceste bazaconii, era subordonat într-o totalitate a primarului general. Majoritatea acolo o dețineau Peleu cu câțiva, da, care făceau această alianță și Peleu nici de cum nu poate scăpa de responsabilitate pentru acest dezastru din apă canal. Tot o întrebare din partea telespectatorilor, cine se fac responsabil de schimbarea acestor contoare din apartamente? Contoarele din apartamente este proprietatea însuși a locatarilor a proprietarilor apartamentelor. Da. Deci apă canal nu are nicio responsabilitate asupra acestor contoare, deci ei au responsabilitatea contoarelor comune, deci la nivel de clădire, pentru care ei sunt obligate să le verifice. Fiecare locatar înseamnă că merge de sine stătător, exact. Și procură și îl instalează. Da, și instalează, trebuie să-l verifice periodic, după cum spune legea, pentru fiecare contor. Deci costurile astea sunt suportate de fiecare deținător de apartament. Altă soluție deocamdată nu există, apă canal nu merge și nici nu va dori să meargă la contracte individuale, pentru că rețeaua de fapt nu permite, rețeaua fizică de conducte nu permite lucrul acesta. Și bine, asta nu este o problemă, pentru că de fapt în alte țări lucrul ăsta nu este, locatarii nu merg la contorizarea aceasta individuală pentru că nu este sens. Deci costurile de instalare, de deservire a contoarelor nu se justifică, pentru că lumea este mult mai educată, nu se merge la furturi, nu se merge la devieri de consumuri, apă canal respectiv din țările respective nu merge la amăgirea consumatorilor să pună supraconsumuri, deci este o încredere reciprocă și atunci în cazul nostru consumatorii au fost nevoiți să-și instaleze aceste contoare pentru că apă canal de fapt punea supraconsumuri pe spatele consumatorilor și asta a fost un fel de protecție împotriva abuzurilor din partea apă canal. Domnule Tofilat,
Spuneți-ne, vă rog, pe final de emisiune, calitatea apei, acest capitol, este unul foarte discutat. Până la urmă ar trebui să se întreprindă măsuri mult mai active, mult mai concrete când vorbim despre apă canal la acest capitol? Bun, deci iarăși revenim la ceea că 98% din apa care curge din robinet vine din Râul Nistru, deci este necesar un utilaj performant de tratare și de prelucrare a apei. Dar oricum noi nu putem să pretindem că din apa care curge în Râul Nistru poți face apă potabilă pe care poți să o bei. Nu, sunt alte surse de apă. Și în al doilea rând avem starea dezastroasă a rețelelor, nesatisfăcătoare am să-i spun, a conductelor de apă. Avem peste 1.800 de km de apă și dacă conductele sunt ruginite, de unde poți să obții tu calitate bună a apei? Deci problema că nu s-a făcut ani și ani la rând, nu s-a făcut investiții în infrastructură. Pe ultima sută de metri, în cadrul acestei emisiuni, chiar vroiam să ne oprim la problema conductelor. Noi ne-am obișnuit să vedem întotdeauna reparații. V-aș întreba în calitate de pe de o parte experți în domeniul economic, pe de altă parte și în calitate de activiști civici, ce segment de țevi s-au schimbat în ultima perioadă de timp? Dacă aveți anumite date pe care le puteți oferi și telespectatorilor noștri? Sau vorbim la infinit despre reparații și care până la urmă duc la niște cheltuieli enorme? Bine, sectorul acesta de aprovizionare cu apă și canalizare este o afacere destul de costisitoare. Deci ea permanent necesită investiții, ca de fapt și multe alte domenii de infrastructură. Întrebarea este alta. Deci menținerea la un nivel oarecare a calității și condițiilor acestei rețele. Eu cunosc că prin anii 1998-99 APA Canal a avut un proiect investițional cu BERD, cu Banca Europeană de Dezvoltare, unde a fost concentrat pe schimbarea rețelei de apă. Desigur că nu toată rețeaua s-a schimbat, că asta a fost imposibil, deci cu asemenea sumă, dar de atunci nu s-au mai făcut investiții serioase în domeniul dat. Și atunci noi când auzim de cazuri că iată undeva s-a spart o țavă, vin angajați APA Canal și în loc să fac o schimbare calitativă, ei pur și simplu pun un dop care îl leagă cu sârmă. Cu sârmă și peste, normal peste câteva zile acolo iarăși scurgerea este la loc. Deci asta este sub orice critică. De asta și-am spus că aștept din partea noi conduceri un plan de activitate, un plan de investiții, un plan de prioritizare a eforturilor APA Canal, inclusiv prin intermediul de investiții cu același din surse creditare în cazul dat, care să spună foarte concret, uitați care sunt sectoarele noastre, uitați pe ce trebuie noi să ne axăm, da, și nu se întâmplă ca și în cazul Termocom de pe timpuri, tot cam în aceeași perioadă au avut contract cu BERD unde au folosit banii din credit și au schimbat țevi în centrul orașului, care peste câțiva ani de zile practic nu mai erau folosite, dar au fost bani îngropați pur și simplu în pământ. Deci asta a arătat o lipsă totală de planificare, de analiză a ce trebuie să, unde trebuie să te focusezi cu eforturi, cu investiții. Și cum am spus mai sus, deci sunt tehnologii care pot fi folosite pentru, deci cu sume infime de mici, ai rezultate extraordinare de mari pentru reducerea pierderilor. Dar trebuie să ne așteptăm că avem totuși o permanentă necesitate de schimbare a rețelelor, pentru că rețelele sunt de la 30 până la 40 de ani care pot fi folosite în acest domeniu și trebuie să ne așteptăm la acest proces continuu. Domnule Tofilat, nu știu, lucru care deranjează cel mai mult. Partenerii externi, investiții, cred că sunt cuvinte cheie aici. Nu neapărat. Da. Lucru care cel mai tare deranjează și cred că nu numai pe mine, dar pe mulți locuitori a orașului, este faptul că da, a apărut o scurgere. A venit APA Canal, a săpat, a început să facă lucrări, a lepădat și o săptămână, două, trei, nimeni nu apare pe acolo. Oameni buni, dacă v-ați apucat să faceți un lucru, păi faceți-l până la capăt, ați mântuit și ați plecat. Nu poți să-l lași în haosul ăsta, în dezastru ăsta, orașul, pentru că vedem multe aceste mici șantiere de unde vin ploile și toată mizeria nimerește pe stradă.
Deci nu este o abordare gospodărească în administrarea întreprinderii. Asta e primul. Și doi, știam din informația publică care am văzut-o, este un raport, un studiu în 2012 pe problema apă canal. La un kilometru de rețea anual se fac minim 8 intervenții la noi în Chișinău. Asta e de 2 ori jumate, de 3 ori mai mult decât în normă acceptată. Da, decât în țările dezvoltate. Bun, asta se datorează faptului că au lipsit investiții în infrastructură și nu s-au schimbat la timp țevile, nu s-au reparat, nu s-au făcut lucrări de mentenanță, dar în același timp este o posibilitate pentru acei diriginți de șantier sau cum mai spune, și conducerea apă canal să mai aibă niște venituri în plus, pentru că nimeni nu controlează câte materiale tu ai pus acolo, la ce preț le-ai luat. Deci când nimeni nu controlează, poți să faci de cap cum vrei. Și la toți le convenabil lucrul ăsta să pun, poți să fie 8 intervenții pe an, foarte bine, las fi și 10. Consumatorul plătește. Domnilor, invitați, eu pe această notă trebuie să pun punct acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Accent TV. O seară bună și pe curând!